efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt asigură ordinea publică cu ocazia desfășurării manifestărilor culturale, artistice și sportive, la care se preconizează participarea unui număr semnificativ de persoane, prin monitorizarea tuturor activităților în vederea asigurării unui climat de siguranță civică și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice. S-au luat măsuri pentru desfășurarea în condiții optime a manifestărilor cultural-artistice ce se desfășoară în mai multe localități din județ, precum și la două manifestări sportive. Meciul de fotbal dintre echipele CSV Rița Colonești și Minerul Costești, precum și la competiția de ciclism din data de 21 mai, care va avea loc în zona pădurii Străhareți din municipiul Slatina. Pentru desfășurarea evenimentelor în condiții optime, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor, să nu se implice în acțiuni ce ar putea conduce la tulburarea ordinii publice și să solicite sprijin în mod direct sau prin apel 112 în caz de nevoie.